Bonjour, dragilor! Salutare tuturor! Ne aflăm în mașină, părăsim Parisul și, din păcate, a venit toamna aici, a început să plouă. Mie îmi vine să cânt emoție de toamnă a lui Nico Alifantis. Chiar acum îi spuneam lui Ion că am fost super norocoși pentru că am putut explora Parisul pe vreme bună. Da, cam asta e, plecăm la drum, mergem către următoarea destinație. E un loc pe care l-am văzut pe Instagram. E mai degrabă ascuns, probabil pentru francezi nu e, doar pentru noi. Dar arată fabulos și abia așteptăm să-l descoperim. Câte ore ai de condus până acolo? Aproximativ 4-5 ore, presupun, dar vedem imediat. Știți prea bine că noi folosim exclusiv Google Maps în călătoriile noastre. Începând cu luna septembrie, în aplicație găsim o nouă opțiune, EcoRoute se numește, și ne ajută să economisim combustibil și implicit bani și să minimizăm emisiile de carbon. Haideți să vă arăt cum se folosește. Atunci când deschidem aplicația, avem opțiunea de a alege tipul nostru de motor. Benzină, diesel, electric sau hybrid. Noi o să alegem diesel pentru că suntem pe motorină. Am adăugat destinația Mont-Saint-Michel, iar aici avem 3 rute. Pe o rută, de exemplu, parcurgem 4 ore și 14 minute pe autostradă, unde mai plătim anumite taxe. În dreptul rutei Eco avem această frunză verde, jumătate verde, și dacă o alegem, ne spune că salvăm 13% combustibil, dar ne ia 4 ore și 47 de minute. Având în vedere că noi nu ne grăbim nicăieri, vă dați seama că asta o să alegem. Și mai avem a treia opțiune, 4 ore și 15 minute, tot pe autostradă. Noi, vă dați seama, o să alegem ruta eco. De precizat este faptul că ruta ecologică nu este totdeauna cea mai scurtă. Dacă vreți să faceți economie, alegeți această variantă. Deci săptămâna începe cu o economie importantă în bugetul familiei. Doar 30 de minute o să ne ia în plus această rută ecologică, dar în vremurile pe care le trăim, economia pe care o vom face este foarte importantă. Dimineața, dragilor, ați spune că ne aflăm la castel, dar nu e așa. Imediat o să vă povestim despre cazarea inedită în care am ajuns. S-a făcut noaptea seară și n-am mai filmat, mai ales că stăm acasă la cineva și n-am vrut să deranjăm. Dar ne simțim stingheri puțin. Arată foarte bine zona asta în care luăm noi micul dejun. Bine, implicit toată casa și curtea. Cam așa arată un mic dejun franțuzesc, avem croasante, baghetă, gem, unt, brânzică, fructe, cafea și trebuie să vină ouăle. Această casă are o poveste foarte frumoasă. În anul 2019 a fost cumpărată de gazdele noastre, recondiționată și adusă la forma aceasta pe care o vedem astăzi. A fost construită în anul 1845, aici locuia medicul satului, iar la parter se afla cabinetul unde își primea pacienții, practic în zona în care ne aflăm noi. Din sufragerie ieșim în curtea interioară a casării, care e foarte mare, frumoasă, și înțeleg că în primăvara aici înfloresc trandafirii, înfloresc copacii și o splendoare. Cam așa arată scările care duc către camera noastră. Sunt din lemn, sunt circulare, iar peretele este tapetat în culori vii. Și acum haideți să vă prezentăm camera noastră. Noi suntem pe picior de plecare pentru că ne mutăm într-o cameră alăturată pentru că nu mai este disponibilă, dar cam așa arată. E foarte drăguță, cu multe detalii. Înțeleg că toată mobila expusă aici a fost adusă din Indonezia. Patul cu baldachin e frumos și se doarme atât de bine pentru că e mare și totul este de calitate aici, pentru că gazda noastră, Natalia, a lucrat în industria hotelieră de lux din Paris și tot ce a învățat acolo a pus în practică la ea acasă. Așa, avem priveliște către curtea interioară.
Să înțelegeți, această prezentare nu este sponsorizată. Noi plătim aici 126 de euro pe noapte. A fost o cazare pe care am luat-o ieri pe drum venind încoace dinspre Paris, dar pentru că pe Booking avea o notă foarte bună, cum n-am mai văzut de mult prin Europa, 9,7 din 100 de comentarii, am spus gata, hai să încercăm, asta e, vedem la fața locului cum va fi. Cireașa de pe tort este baia, eu n-am nevoie de mai mult, pot să dorm și acolo dacă mă lași. Are două chiuvete, sunt multe produse de igienă lăsate de gazda noastră, de la parfumuri, la tot felul de creme pe care le putem folosi, foarte multe obiecte decorative, tot felul de statuete, trandafiri, fabuloase tablourile astea de pe pereți, fiecare are o poveste. Venind dintr-o cameră de hotel de 14 metri pătrați din Paris, mi se pare că ne-am mutat într-un penthouse. Totul are altă dimensiune. Aici ne mutăm noi, într-o altă căsuță din povești. Frumoasă proprietate, ce pot spune? Cred că e o investiție destul de mare. Hai să vă arăt căsuța pentru care plătim aproximativ aceeași sumă. Doar că nu avem mic dejun inclus, în schimb avem o bucătărie unde putem să ne gătim. Nu știu dacă funcționează șemineul, dar ar fi fost de aici, ar fi fost interesant. Do not use. Doesn't work. Ok, deci nu funcționează. Foarte fain că atât în casă, cât și aici avem un panou cu toate păsările pe care le putem observa în această grădină. Cam așa arată bucătăria, espresor, cuptor cu microunde, mașină de spălat, aragaz, frigider. Mă rog, este foarte bine dotată cu ustensile, putem să ne gătim, inclusiv mașină de spălat vase, și din bucătărie intrăm direct în sufragerie. Atenție, cottage-ul acesta costă 120 de euro pe noapte, dar are două dormitoare. Asta înseamnă că poate fi închiriat pentru două cupluri sau pentru o familie. Și am ajuns la etaj, aceasta este baia. Din păcate nu e o baie privată, e o baie care se împarte între cele două dormitoare. Vedeți că e o diferență între camerele din casă și acest cottage în privința designului. Mie îmi place mult lemnul acesta, tavanul, în formă de A. Avem și un trandafir. Bun, și aici cred că este celălalt dormitor. E o cameră cu paturi twin. Mergem acum la piață pentru că trebuie să ne facem câteva cumpărături, să fim francezi adevărați astăzi, veritabili. Hai. Vremea este imprevizibilă aici. Dimineața era norata și plouat puțin adinaur, iar acum e și soarele. Evident că la ora asta piața se închide, dar cu toate astea alergăm pentru că suntem curioși. În caz contrar, mergem mâine dimineață, că oricum mai stăm aici. Dar cam așa arată un oraș de provincie, dincolo de statele pe care le-am văzut. Da, gazda noastră a zis că e sat, dar eu am văzut un panou pe care scria Ville de Duce. Asta înseamnă că e orașul Duce. Miroase bine. Ce bine arată ciupercile astea, legume, roșii, cartofi, fasole și așa mai departe, vinete. În ciuda faptului că am avut parte de un mic dejun copios, toate exponatele astea ne fac cu ochiul, arată foarte bine. Filet mignon, uite, putem să ne luăm. Neapărat trebuie să ne luăm brânzeturi de aici, pentru că zona este renumită pentru așa ceva. Sunt multe fabrici și gustul e pe măsură. Ah, aici vând pește, scoici. Uite, pește afumat, cred că este macrou. Era să zic macron. Foarte multe sortimente, 3,60 euro, de exemplu, este 100 de grame de creveți. Ne-am luat și noi o salată de pește, nu-mi dau seama exact ce reprezintă, dar putem să ne luăm inclusiv mâncare gătită, niște cârnați pe grătar, cartofi prăjiți, sandvișuri. Ah, miroase bine aici. Fermecătoare străzile, clădirile din piatră. Haideți să vă arăt ce ne-am cumpărat. Roșii, șunca asta pe care am plătit 5 euro, mere și o salată de pește. Noi am zis că sunt ticre, dar nu suntem 100% siguri. Pe mere am dat 1,40 euro. Toată experiența noastră din dimineața asta și de aseară m-a dus cu gândul la filmul Șocolat de pe Netflix. Nu știu dacă l-ați văzut, dar pentru mine a fost prima incursiune virtuală în ceea ce înseamnă Franța rurală și mi-a plăcut mult și mi-am promis că o să trăiesc și eu așa ceva și uite că încet încet trăim visul. Tot orașul este plin de flori, fiecare sens giratoriu, bine nu acesta, e unul lângă Carrefour, e împânzit de flori.
Da, ne place mult, mult de tot și chiar gazda noastră ne spunea că ea a locuit 15 ani în Indonezia, în Java, și 25 de ani în Paris, după care s-a mutat aici. Oh, cred că ăsta e un fost castel, dacă nu mă înșel, din secolul al XV-lea. Știți ce a fost fain în drumul nostru dinspre Paris, spre zona aceasta? Faptul că am trecut prin sate fermecătoare de provincie, sate construite în piatră, și cred că dacă am fi ales ruta cea mai scurtă și am fi venit pe autostradă, nu am fi avut parte de asemenea momente, imagini și peisaje. Și probabil, cum bine ați ghicit, am ajuns la Mont Saint-Michel. Partea proastă e că plouă și umblăm cu umbrelă. Plouă. Nu putem ajunge la muntele Saint-Michel cu mașina. Trebuie să o lăsăm aici, într-o parcare destul de mare. Și avem două opțiuni. Pe jos sau cu un shuttle bus. Dar nu e o vreme bună de mers pe jos, deși ar fi frumos. Parcarea se plătește, încă nu știm. La ieșire vom face lucrul acesta. Dar hai să vedem de unde luăm shuttle bus-ul. Incredibil, dar e coadă să urci în autobuz. Nici nu cred că mai avem vreo șansă să-l prindem pe acesta. Va trebui să așteptăm și nu știu exact la ce interval circulă. Dar să se oprească ploaia, vă rog, faceți ceva. Se vede în partea dreaptă. Ia uitați ce frumos răsare el așa din apă. Cred că am așteptat 3 sau 4 minute și a venit un alt autobuz, deci ele circulă la un interval destul de scurt. Și gata, am ajuns la destinație. Tind să cred că o să iasă și soarele în curând. Dar imaginea din spatele meu este spectaculoasă. Recunosc că nu mă așteptam să fie atât de impresionantă în realitate. E un adevărat oraș, o adevărată fortăreață în centrul căreia se află mănăstirea. Este unul dintre cele mai cunoscute monumente aflate în patrimoniul UNESCO. E de fapt o insulă aflată la gura râului Cusnon, la granița dintre Normandia și Bretania. Practic, muntele Saint-Michel nu este altceva decât o stâncă ce se înalță din apă, peisajul din jurul ei schimbându-se în funcție de flux și reflux. Și înțeleg că în această zonă chiar sunt nisipuri mișcătoare, de aceea turiștii nu prea au voie să se avânte pentru că sunt destul de periculoase. Într-adevăr, pot spune că e una dintre cele mai frumoase imagini pe care ni l-a oferit Europa, chiar lumea întreagă, în ultimii 4 ani de călătorii. Și se vede de la zeci de kilometri distanță, practic venind cu mașina spre orașul unde suntem noi cazați, la 20 de minute de muntele Saint-Michel, se vede în toată splendoarea lui și se vede mic de tot, dar pe măsură ce te apropii, imaginea este pur și simplu spectaculoasă, ți se numai genunchii. Peisajele din jur sunt frumoase pentru că avem plaje, avem nisip, avem câmpii verzi și cred că vara e într-adevăr cel mai bun moment să ajungi aici. Peste tot sunt oi care pasc și toate imaginile astea, toate peisajele acestea mi-au amintit de Islanda, chiar și vremea. Dar cum a început totul? În anul 708, episcopul Aubert de Avranches a avut o viziune în care i s-a arătat arhanghelul Mihail și i-a cerut să construiască o capelă pe cel mai înalt loc de pe muntele Tomb. Ulterior, pe această stâncă a fost ridicată o mănăstire benedictă fortificată, a cărei construcție a durat până în secolul al XIV-lea. Toate aceste ziduri și bastioane au avut rol de apărare în numeroasele lupte și războaie pe care francezii le-au purtat cu englezii. Și cu toate astea, Mont Saint-Michel este singurul loc care nu a putut fi cucerit de către englezi în timpul războiului de 100 de ani. E un adevărat oraș construit pe stâncă cu foarte multe clădiri. Cred că sunt și restaurante în interior. Ne putem plimba de-a lungul zidurilor și admira împrejurimile. O, dar câți turiști sunt aici! Sunt și foarte multe tururi care te aduc din Paris sau din alte orașe, tururi pe care le poți lua direct de aici cu un ghid și afla mai multe detalii despre locul ăsta impresionant, într-adevăr. Cred că e școala altfel, da, pentru că e plin de copii, de elevi.
Și chiar citeam acum faptul că pe această insuliță chiar locuiesc oameni în mod permanent. Haideți să intrăm și să vedem exact dacă trebuie să plătim un bilet de intrare, care sunt condițiile. O adevărată cetate. Aici trebuie să mâncăm. Este un restaurant care a fost deschis în anul 1883, dacă spun bine. La Mel Pular se numește, are o istorie foarte frumoasă. Era locul preferat al pelerinilor ce veneau aici la această mănăstire. Și văd că se așteaptă, deci va trebui să stăm. Vrei să mâncăm acum? Dăm o tură și revenim. O mică rectificare, în anul 1888 a fost deschis restaurantul. Și văd că a fost inclus în ghidul Michelin în anii 2018-2019. Clar, eu nu plec de aici până nu mâncăm ceva 100% franțuzesc, mi-e și foame, da? Și chiar am citit despre locul ăsta, adică nu am ajuns aici întâmplător. Până una alta, haideți să descoperim împreună Mont Saint-Michel. Mă simt ca o domniță într-o poveste medievală și ăsta este leitmotivul ultimei noastre luni, să spunem, pentru că ne-am tot plimbat prin orașe medievale. Bruges este unul dintre ele. Superb! Este și un hotel! Probabil că și prețurile sunt pe măsură. Sunt și foarte multe magazine de suveniruri, magazine cu dulciuri, baruri, uite, stânga, dreapta. Trebuie să recunosc că mă așteptam să fie mai degrabă muzee în interior, nici de cum să arate astfel. Cea mai turistică cetate. Foarte drăguțe semnele acestea cu denumirile restaurantelor, magazinelor și fiecare are câte o imagine reprezentativă. Depinde probabil că de specificul locului. Și uite, cred că aici, pe vremuri, era o închisoare. 18 euro costă biletul de intrare și sunt incluse 4 muzee. €11 costă un bilet pentru a vizita mănăstirea și dacă voiam tur ghidat, trebuia să plătim în plus. E unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din istoria și prezentul Franței. Și gata vizita noastră la mănăstire. Suntem la ieșire. A fost un adevărat labirint și recomandarea mea este să vă luați un audioghid pentru că altfel veți înțelege încăperile în care veți ajunge. Pentru că, de exemplu, noi am ajuns într-o încăpere care pe vremuri juca rol de spital. Alta era capela unde se rugau călugărițele sau unde se roagă în continuare. Și acum am ajuns în grădina interioară care e foarte frumoasă. S-a oprit și ploaia, cât am vizitat noi mănăstirea, a plouat bine de tot. Ghinion mare, pentru că restaurantul se închide, e deschis doar pentru micul dejun, pentru prânz.
și cină. Abia la ora 6 se redeschide și cât e? 2:30. E foame. Deci noi trebuia să intrăm atunci când era deschis și era coada. Cine ar fi știut-o? Ideea e că nici nu scrie nicăieri aici, că se închide între anumite ore. Dar asta e, va trebui să ne întoarcem și să găsim un restaurant. Și am găsit în cele din urmă un restaurant cu prețuri foarte bune pentru locul în care ne aflăm. Mi-am comandat o porție de midi pentru că mi-au tot făcut cu ochiul încă din Paris. Toată lumea mânca midi la terase și am zis că neapărat trebuie să încerc, mai ales că era un meniu zilei de astăzi. Ion și-a luat un cârnat pe grătar, vin însoțită de cartofi prăjiți și de o băutură. Mi-am luat un vin și Ion și-a luat o apă cu un sirop de fructe. Haideți să le degustăm. Ce bune sunt! Am avut impresia că mănânc un om fiert. Sunt fierte în apă cu sare, pentru că se simte gustul sărat, dar în același timp au și alte condimente. Delicioase sunt! Și chiar mă gândeam astăzi că eu aveam impresia că Mont Saint-Michel este de fapt un castel de unde a plecat inspirația Disney, dar făcând puțină cercetare, citind despre loc, îmi dă seama că e o mănăstire. Dar când îmi privești așa pentru prima oară pe rețelele sociale, spui că e un castel. Ne-am luat câte un meniu fiecare, 17,50 €. Am avut posibilitatea de a alege între 3 băuturi, 3 feluri de mâncare și 3 deserturi. Și au fost delicioase, midiile mele au fost top, cele mai bune. Deci nu știu cum le fac francezii, ce ingrediente minune folosesc, dar în viața mea n-am mâncat midi atât de bune. Chiar și vinul este foarte bun, nu reușesc să-l dovedesc. Ca desert eu mi-am luat panna cotta, a fost foarte bună, răcoritoare, iar Ion și-a luat o tartă cu mere. Delicioasă, de altfel, senzațional, ar zice Ion. În total, această masă ne-a costat 35 €. Și sunt banii pe care i-am economisit noi folosind ruta Eco din Paris și până aici. Și a rămas și cu profit. Dar vă spune Ion de ce. Și am găsit cea mai îngustă stradă din Europa. Aceasta e. Hai, Ion, nu poți? Nu încapi? Cât are? Nu știu, vreo 30 de centimetri? 50, hai. 50 de centimetri are. Hai. A ieșit soarele între timp, s-a aglomerat și mai tare, dar partea bună este că vom merge pe jos până la mașină, pentru că ne permite vremea. Ei bine, acum am putea să o luăm pe nisip, dacă n-ar fi mocirla asta. Uitați-vă la doamna din fața mea, vine desculță. De fapt, toți cei care vin pe plajă vin desculți, pentru că altfel te murdărești, efectiv. Dar e o opțiune bună atunci când vrei să realizezi fotografii frumoase. Ce frumos se vede acum, dar cât de senin e. Deci mie mi se pare incredibilă vremea aici, atât de schimbătoare. Bine, nici nu suntem foarte departe de UK și cred că se aseamănă destul de mult. Cam despre asta e vorba dacă vrei să te plimbi pe plajă în momentul acesta. Probabil că sunt și zile mai bune, dar cât de frumos se vede acum. Era să zic castelul Saint-Michel. Am spus noi că e labirint, mănăstirea, că ne-a luat destul de mult să vizităm toate încăperile, dar priviți-o cât de mare este. Noi am crezut că vizităm doar o mică parte a ei, adică turnul, dar ne-am plimbat prin toate încăperile, unde, bineînțeles, accesul turiștilor este permis. Ne luăm la revedere de la Mont Saint-Michel. A fost o adevărată plăcere și onoare să-l vizităm, să-l vedem în realitate și să ne dăm seama cât de grandios e locul în sine. Am ajuns la mașină, ne pregătim să mergem către următoarea destinație, iar acum vreau să vă explic la ce s-a referit Andreea mai devreme, când a spus că am economisit 40 € și am ieșit pe profit după ce am luat această masă delicioasă. Din Paris și până aici am ales ruta Eco pusă la dispoziție de Google Maps, cu o lungime de 313 km, în defavoarea celei mai scurte, să spunem așa, dar cu o lungime mai mare de 370 km. Această mașină are un consum de 10% atunci când mergem pe autostradă, cu o viteză de 110-120 de km la oră. Dar având în vedere că noi am ales altă rută și am mers pe drumuri naționale, am avut un consum de aproximativ 8%. Doar pe acest traseu am făcut o economie de 10 litri, folosind această nouă opțiune de la Google Maps. Asta se traduce undeva la 20 €. Dar atenție, dacă mai mergeam pe autostradă, trebuia să mai plătim și taxe de autostradă undeva la aproximativ 20 €. Și de asta a spus Andreea că am mai rămas și cu bani, pentru că prânzul ne-a costat 35 €. Am mai rămas cu 5 €. Bravo, Andreea, am făcut o mega afacere. Chiar sunt curios dacă și voi folosiți și câți bani economisiți. Lăsați în comentarii.
Asta înseamnă bani salvați pentru cosmetice, cazări mai bune, un prânz sau o cină delicioasă, un mic răsfăț. Și mergem la celebra plajă din Normandia, unde a avut loc marea debarcare în anul 1944, care a condus la încheierea celui de-al doilea război mondial. Și sigur că zona asta este recunoscută pentru fromaj, pentru cidru și pentru Monet, pentru că el a trăit aici. Locul în sine a reprezentat o inspirație pentru picturile lui. Apropo, dacă toți suntem la acest capitol, vreau să vă prezint consumul nostru de când am plecat din România. Am parcurs 7643 de kilometri și avem un consum mediu de 9%. Cum vi se pare acest consum pentru capacitatea motorului de 3 litri, vă amintesc, plus acel cort montat deasupra mașinii care o face mai puțin aerodinamică? 15 euro am plătit noi parcarea, se plătește în funcție de timpul petrecut aici. Am stat multe ore, cred că am stat vreo 4 sau 5, prin urmare acesta e costul. Am ajuns la ultima destinație a zilei, plaja Omaha, una dintre plajele unde, pe data de 6 iunie 1944, trupele americane și trupele canadiene au ajuns aici pentru a elibera Franța și apoi Europa de sub ocupație nazistă. Practic, ziua aceasta, intitulată și Ziua Z, a fost începutul sfârșitului celui de-al doilea război mondial. Sunt mai multe plaje unde trupele aliate au debarcat, se întind pe o suprafață de 80 de kilometri de-a lungul coastei franceze, însă noi am ajuns pe Omaha pentru că este cea mai cunoscută și e frumoasă tare de tot, deci n-aș fi crezut că Normandia, pe lângă faptul că e foarte verde, satele sunt atât de pitorești, de frumoase, are și plaje de genul acesta. Sigur că acum bate vântul, însă pe durata verii cred că e minunat să vii aici la plajă, să te bucuri de vacanță. Cam așa arată împrejurimile. Foarte frumoasă zona asta din partea stângă, e diferită pentru că sunt pietre și sunt stâncile astea care parcă ies așa din mare și ne duc cu gândul la Etretat, unul dintre locurile care l-a inspirat grozav pe Monet în realizarea lucrărilor sale. Hai să luăm pe podul ăsta, dar ce vreme bună am prins noi astăzi aici! Întreaga zonă oricum este împânzită de cimitire, de memoriale, de muzee. Pe stâlpii orașelor prin care am trecut noi sunt fotografiile generalilor americani care și-au pierdut viața. Practic e o zonă omagiu pentru toți cei peste 10.000 de militari ce și-au pierdut viața.
Această sculptură a fost ridicată la comemorarea a 60 de ani de la marea debarcare pe această plajă și este un omagiu adus tuturor celor ce și-au pierdut viața sau care au avut curajul să ia parte la această operațiune. Iar aici, la loc de cinste, sunt steagurile Franței și steagul american. Gata, mergem către următorul punct, muzeul sau cimitirul american de aici, din Normandia, sau ambele, da. La doar câțiva metri de Omaha Beach se află un muzeu memorial, care fix așa se intitulează, Muzeul Omaha 6 iunie 1944, în curtea căruia avem câteva exponate militare. Ăsta este un tun, pardon, ăsta este un tank, am zis un tun, ăla este tunul. Femeile și tancurile. Ideea este că venind noi încoace, am văzut și foarte multe jeepuri americane pe stradă și din acele vremuri, vă dați seama, sunt destul de vechi. Nu-mi dau seama dacă oferă tururi vizitatorilor sau pot fi închiriate sau cine știe, sunt ale localnicilor. Cam așa arată unul dintre tancurile folosite de armata americană. E un model Sherman folosit de armata americană în anul 1944, dar care a fost adus aici abia în anul 1998. Ăsta este un tun de artilerie folosit de armata germană. Acest exponat reprezintă poarta belgiană folosită de armata germană pentru a bloca accesul pe plajă. Foarte drăguți francezii ne-au oferit ok-ul de a filma în acest muzeu, pentru că inițial nu ai voie lucrul acesta, dar le-am explicat care este rolul nostru aici. Și cam așa arată exponatele. Sunt tot felul de buncăre, vedeți militari echipați, modul în care ei coordonau toată această zonă, toată această operațiune. Iar aici avem mai multe exponate, mai multe obiecte personale ce au aparținut soldaților, începând de la monede până la bancnote. Niște file dintr-un carnet de rație, vedeți carnetul pentru țigări, card de tabac. Practic în tot muzeul sunt expuse aceste obiecte personale. Iar aici avem un panou unde sunt expuse ziarele vremii, fotografia generalului Charles de Gaulle. Aici sunt armele, pistoalele folosite de soldați. Foarte bine ilustrat muzeul și e foarte atractiv pentru că mai degrabă vezi exponate de felul acesta decât într-o modalitate clasică. Adică înțelegi mult mai bine rolul fiecărui soldat. Iar pe fundal e cam creepy, așa puțin, pentru că se aud bombardamente. Iar în spate avem o ilustrație cu privire la modul în care arăta această plajă în timpul operațiunii. Noi tocmai am vizionat un film care a durat aproape o oră, din care am aflat mai multe informații legate de această operațiune, de amploare a ei, de fapt. Mi-a amintit foarte mult de vizita noastră la Pearl Harbor în Hawaii, dacă vă amintiți sau dacă ați văzut vlogul, unde am trăit o experiență asemănătoare. Toate imaginile rulate în acest film au fost reale, au fost originale și în plus am ascultat și mărturiile unor veterani de război. Sunt mai multe muzee ce pot fi vizitate aici. E bine să vă alocați o zi pentru asta. Noi am mers la unul dintre ele, iar acum am ajuns la cimitirul american, unde înțeleg că sunt înmormântați aproximativ 9400 de soldați care și-au pierdut viața în timpul acestei operațiuni. Aici ne este reprezentată întreaga operațiune. Avem plajele unde a avut loc această debarcare, Sword, Juno, Gold, Omaha și Utah și Pointe du Hoc, iarăși un loc foarte important. Normandia și toată zona aceasta de coastă este un omagiu adus acestei zile și acestei operațiuni, datorită căreia suntem libere astăzi. Impresionant! Impresionant de dreptul!
Vă dați seama ce înseamnă vizita în acest cimitir, pe plaja Omaha sau pe celelalte plaje, pentru rudele celor ce și-au pierdut viața. Fiecare cruce din marmură este inscripționată cu numele soldatului, probabil cu anul nașterii, statul de proveniență. De exemplu, avem North Carolina, New Jersey, Minnesota, New York, Massachusetts, ziua, dar și anul în care și-au pierdut viața. De exemplu, 5 iulie 1944, 15 iulie 1944, 22 iunie, 18 iunie și așa mai departe. Un omagiu frumos și un loc amenajat pe cinste pentru americani. Cimitirul este uriaș, se întinde pe o suprafață de 173 de acri și este împărțit pe zone, zona A, B, C, D, așa mai departe. Nu o să mergem peste tot pentru că e o energie. Și se repete. Și da, imaginile sunt repetitive. Am vrut doar să vă arătăm locul acesta încărcat de istorie și să vă reamintim că există eroi. Cam asta e. Mergem la mașină și gata, ne luăm la revedere de la voi. A fost o zi lungă, intensă și frumoasă. Acestea fiind spuse, încheiem vlogul aici și schimbăm țara. Ieșim din Europa, plecăm în UK, așa cum am promis. O să stăm câteva zile acolo și apoi ne vedem din altă țară. Nu știu nici tu de unde. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm că v-a plăcut vlogul de astăzi. Dacă da, lăsați-ne un like, un comentariu și dacă nu v-ați abonat, e timpul să o faceți. V-am pupat din Franța!